Pentru cele 4.500 de voturi obținute de Alde de la alegerile locale din iunie se dau adevărate bătălii politice. Totuși, ALDE are nevoie de cel puțin 25.000 de voturi pentru a avea deputat de salaj. După alegerile locale din iunie, când de Sălaj a obținut puțin peste 4.500 de voturi la nivel de județ, organizația a intrat într-o perioadă de profund defrământări interne. O serie de membri importanți din organizația au contestat conducerea deputatului Mirel Talos, cerându-i demisia. Același lucru se pare că se întâmplă și la nivel național, unde este contestată conducerea lui Călim Popescu-Tăricianu de către senatorul Vasile Nistor. Dumneavoastră, domnule președinte al Senatului, însă, ca principal promotor al intereselor parlamentarilor corupți, care au găsit întotdeauna un aliat în persoana dumneavoastră, demonstrați o implicare de o potrivă fățișă și anticonstituțională împotriva procesului de justiție. Dumneavoastră, domnule Tericianu, sunteți cel care a protejat fiecare corupt pe care procurorii au încercat să-l aducă în fața justiției și tot dumneavoastră sunteți cel care le-a promis acelorași corupți locuri eligibile pe listele partidului la viitoarele alegeri. Acesta este și motivul pentru care v-ați opus criteriilor de integritate dorite de cetățeni și de societatea civilă și pe care eu le-am cerut public se arată în scrisoarea descrisă către Tăricianu, semnată de senatorul Vasile Nistor. Astfel că senatorul Vasile Nistor a pornit o acțiune de curățare a partidului, respectiv acțiunea pentru Parlament curat, 2016 un grup de inițiativă al membrilor ALDE. Pentru a aduna susținere în acest demers, senatorul Vasile Nistor vizitează filialele ALDE. La sfârșitul săptămânii trecute a fost și în Sălaș, unde s-a întâlnit cu o serie de membrii locali. Vizita senatorului Nistor, care este și vicepreședinte ALDE la nivel național, nu a fost văzută cu ochi bun decât între deputatul Mirel Taloș, președintele organizației Sălăjene. Infirm categoric existența în cadrul Alde a vreunui grup politic asociat cu Vasile Nistor. Domnul Nistor nu a fost invitat să viziteze Alde deselaj în mod oficial și în vizita pe care a efectuat-o la Zalău a fost întâmpinat de o singură persoană în plan local, care nu mai acționează de mult în cadrul Alde. Consider că Vasile Nistor acționează la comanda unor forțe politice ostile alde, ușor de ghicit care sunt acestea, se arată într-un comunicat de presă remis de Mirel Taloș. Miza acestor conflicte interne, atât la nivel național, cât și la nivel local, sunt voturile pe care le poate aduna Alde. Dacă Alde face pragul și intră în viitorul legislativ, poate fi unul dintre partidele care pot înclina balanța puterii în formarea unui guvern. În ceea ce privește organizația județeană, la alegerile din decembrie se joacă mandatul de deputat al lui Mirel Talos și implicit viitorul politic al acestuia.